Consiliul Local Făgăraș are începând din 28 mai un nou membru legislativ. Aleșii locale au validat astăzi mandatul de consilier local al doamnei Adina Ionela Dobrea, care face parte din grupul PNL. Începând de astăzi, 28 iunie 2020, fac parte din Consiliul Local Făgăraș, îl înlocuiesc pe colegul meu, Pintea Cornel. Obiectivele mele, bineînțeles, sunt liberale, cu staff-uri vechi în Partidul Național Liberal din 1996. Am de gând să, în toate proiectele care vor urma, să fiu în slujba cetățenilor Făgărașului și să-mi dau tot aportul să fie bine pentru Făgăraș. Adina Ionela Dobrea este membra Comisiei de Turism, Relații Externe și Integrare Europeană, Comisia pentru Activități Științifice, Învățământ, Culte, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Consideră că pregătirea sa profesională o motivează să-și aducă aportul la proiectele comunitare. Sunt ingineră, prima mea facultate, am terminat TCM-ul în anul 1990, la Universitatea Brașov. Am lucrat 18 ani ca inginer la fostul Mecanoplast Făgăraș. Din 2007 am lucrat ca economist, pentru că am a doua facultate de economist, finanțe, bănci, contabilitate, la Bank Post Făgăraș. Și din anul trecut lucrez la Centrul Școlar de Educație Inclusivă ca economist. Adina Ionela Dobrea a ocupat poziția 14 din lista de candidați la funcția de consilier local al municipiului Făgăraș din partea PNL, fiind membru al acestui partid. Doamna Adina Dobrea este unul dintre oamenii de bază ai PNL-ului la Făgăraș, unul dintre specialiștii noștri. Pe scurt vreau să vă spun despre ea că este licențiată, este inginer constructor de mașini și o a doua licență, specialitate, deci a doua facultate, finanțe, bănci. Deci un om competent care sunt sigur că o să aducă un mare plus Consiliului Local Făgăraș. Adina Dobrea a luat locul fostului consilier local Cornel Pintea, care din motive personale nu a mai putut participa la ședințe, astfel că mandatul acestuia a încetat înainte de expirarea duratei normale, fiind înlocuit de candidatul desemnat de PNL pentru ocuparea locului rămas vacant.